Slăvit să fie Dumnezeu! Frați și surori, ne bucurăm să fim la slujbă. Scriptura are multe nume pentru Dumnezeu. Nu le-am numărat niciodată. Știu că în alte credințe se insistă mult pe memorarea și recitarea numelor lui Dumnezeu. De bună seamă, am învățat la școală că în islam sunt cele 99 de nume ale lui Dumnezeu sau ale lui Allah, cum spun ei. Și musulmanul are o obligație să le recite. Unii folosesc acel rozariu pe care îl rotesc și când dau o bilă, încă o bilă, încă o bilă, rostesc toate numele lui Dumnezeu crezând că recitarea lor dă putere. Noi nu avem obiceiul acesta și nu cred că asta este ideea, să memorăm și să recităm ca niște papagale, aș spune eu, niște nume oarecare. Însă cred că și în creștinism este important să ne aducem aminte din când în când, să studiem și să pricepem numele lui Dumnezeu. Dumnezeu este atât de mare și de infinit, încât nu ne ajung cuvintele și numele să-L descriem întru totul. Totuși, în Biblie găsim multe nume. De exemplu, când mă rog pentru bolnavi, eu îl strig pe numele Lui din cartea Exod, Jehova Rafa, adică Dumnezeu care vindecă. Așa îl cheamă pe El. Dacă ai nevoie, îl chem pe numele Lui, Dumnezeu care va purta de grijă, Jehova Ire. Și se predica nu de mult despre asta. Jehova Nisi. Și iată că în această dimineață Dumnezeu ne-a pus în față un nume care îmi place atât de mult. Dumnezeul oricărui Har. Mărit să fie numele Lui. Așa îl cheamă pe Dumnezeu, Dumnezeul oricărui Har. Ce nume frumoase are Dumnezeu! Spuneam și cu alte ocazii că și eu port numai două nume. Dumnezeu are multe nume. Ca toți oamenii, un nume de familie, un nume mic. Unul reprezintă, spuneam cu alte ocazii, Harul Domnului, da, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, altul reprezintă firea pământească pe care am moștenit-o de la părinții mei, că sunt, așa cum își cheamă, un om mai dur. Ăștia suntem noi oameni, însă Dumnezeu are numai nume frumoase. Dumnezeul oricărui Har. Alții mi-am descoperit că numele ăsta nu e dat la întâmplare lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu, în Scripturi, este Dumnezeul care oferă har. Cât? Dumnezeul oricărui har. Am găsit în Sfânta Scriptură că Dumnezeu oferă har nelimitat. De aia îl cheamă Dumnezeul oricărui har. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură, să vorbească Biblia în această dimineață. Dacă banca cercetează bine când îți dă credit și te analizează și îți limitează, de obicei banca îți dă cam cât ai tu sau mai puțin. Niciodată banca nu îți dă mai mult. Dacă îți evaluează casa la 1.000.000 de euro, banca îți dă până într-un 1.000.000 de euro ca să se asigure că în caz de ceva îți poate lua banii înapoi. Banca nu dă nimănui mai mult decât poate plăti. Îți caută salarul, îți caută proprietățile, își face socoteli. Banca nu dă la nimeni, banca ia. Ei bine, Dumnezeu în îndurarea Lui ne-a mântuit, ne-a pus pe calea pocăinței și ne dă, ca să lucrăm pentru împărăție, ne dă un credit nelimitat. Și ăsta se numește Harul lui Dumnezeu, glorie Domnului. Auziți ce spune Biblia în Efeseni 2? Sunt niște versete care pe mine mă uimesc cât har ne dă Dumnezeu, că poate nu suntem conștienți de treaba asta. Efeseni capitolul 2 de la 4 în jos. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, ce frumos, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Și în paranteză, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare ce? Nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi, în Hristos Iisus, căci prin har ați fost mântuiți din nou prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Frații mei, cât har are Dumnezeu pentru noi? Nemărginita bogăție a harului său. Ăsta e Dumnezeu. Așa îl cheamă. Dumnezeul oricărui har. Pentru că Biblia spune că bogăția harului său îi nemărginită. Har nelimitat. În 1 Timotei 1:14, un alt cuvânt al Domnului, care din nou accentuează același lucru, vreau să arătăm cât de bogat este harul lui Dumnezeu. 1 Timotei 1:14 spune așa: și harul Domnului nostru s-a înmulțit cât? Peste măsură de mult. Împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Frații mei, nu avem un Dumnezeu care ne dă cu țărăita. Nu avem un Dumnezeu care ne dă așa cu pipeta câte un pic de har. Cum spuneam duminica trecută, 99% fapte și din când în când câte un pic de har. Dumnezeu ne dă har peste măsură de mult, binecuvântat să-i fie numele. Ăsta e Dumnezeu. Cât har ne dă Dumnezeu. Mă uit uneori la viața multor credincioși, mă întreb oare chiar se vede în noi această nemărginită putere? Oare chiar avem atâta har? Și când mă uit și văd că nu e așa, frații mei, mă întreb oare unde e problema? Foarte mulți veți spune: fraților, sigur, nu este har în viața noastră, nu-i har în adunare, pentru că este păcat. S-ar putea să fie și asta, însă s-ar putea să fie și o a doua explicație. S-ar putea că nu înțelegem îndeajuns cât de mult har are Dumnezeu pentru biserica Lui. E ca și un cadou pe care îl are Dumnezeu acolo și noi nu întindem mâna să-l luăm. Nu neapărat problema este păcatul sau nu întotdeauna, ci s-ar putea că uneori este neștiința noastră. Noi înșine nu putem să pricepem, să acceptăm, să primim acest har al lui Dumnezeu, care este, spunea așa de frumos Pavel, peste măsură de mult. Desigur, harul lui Dumnezeu ne-a fost descoperit prin Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, dacă duminica trecută predicam despre el, n-aș putea să trec, atunci când vorbesc despre har, pe lângă această persoană a Domnului Iisus. Biblia spune că în el, în persoana lui, Dumnezeu a descoperit harul. Noi habar n-am avut ce înseamnă harul, nici nu găsim expresia har atât de des în Vechiul Testament, cât milă a lui Dumnezeu. Harul apare mai mult în Biblie, mai des, după ce a apărut Iisus Hristos în lumea noastră, pentru că în el s-a descoperit harul lui Dumnezeu. Ce frumos îl descrie Ioan. Îmi place mult acest cuvânt din Ioan, capitolul 1, Evanghelia după Ioan, unde cuvântul spune așa de frumos. Hai să începem cu versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Până n-a venit Iisus, noi n-am știut ce este harul. Când a apărut el, s-a născut în Betlehem, a predicat în praful Galilei. Biblia spune că în el a fost plinătatea de har a lui Dumnezeu. A locuit printre noi. Și primul lucru pe care îl vede Ioan, plin de har. Plin. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut în Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: el este acela care este, despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și spune cuvântul aici: și noi toți am primit ce? Din plinătatea lui. Har după har. Nu apuc să gust un har, că Dumnezeu îmi dă alt har. O, ce mult îmi doresc ca biserica Domnului să înțeleagă cine este Dumnezeu și cât de mare este harul lui. Am primit prin Hristos har după har. Cât? Până când murim, Dumnezeu ne dă har după har. Că spune cum deci, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele în veci. Ăsta e Dumnezeu, așa îl cheamă pe El, Dumnezeul oricărui har. Pentru că bogăția harului Său, în Biblie, ni se spune că este nemărginită. Fratele Marius pomenea multe haruri aici, n-aș vrea să le reiau toate, însă mi-amintesc despre harul iertării de păcate. Biblia spune că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a iertat tot păcatul lumii. Da? Atâta har are Dumnezeu încât El poate ierta tot păcatul lumii. Este un credit spiritual pe care lumea nu-l va folosi niciodată. Pentru că niciodată nu se vor pocăi toți oamenii din lume. Însă Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele lumii. E atâta har în jertfa Domnului Iisus Hristos, încât El a plătit înainte pentru păcatele trecute, prezente și chiar cele viitoare. Dar nu se va folosi acest har niciodată, pentru că oamenii nu vor dori să fie iertați, nu toți. Dar în jertfa Lui, El a plătit pentru toate păcatele lumii, cât, oricât. Spune atât de frumos Pavel în Roman 5:20... Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Eu nu știu cât ține Dumnezeu lumea, nu știu câte păcate vor face oamenii și eu cred că există o libertate să păcătuiască oricât de mult și oricât de grav, dar oricât ar păcătui lumea, la Dumnezeu, teoretic, ar fi har și mai mult. Pentru că Dumnezeu a ales să ofere iertare lumii prin jertfa lui Iisus, indiferent cât de mari ar fi păcatele și indiferent cât de multe ar fi ele. Timotei sublinează din nou același lucru în 1 Timotei 2, 5 și 6. Vreau să accentuăm și mai mult, cu Scriptura mai mult în această zi, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru cine? Pentru toți. Așa scrie aici, pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. În altă parte spune cuvântul că Hristos a murit pentru păcatele întregii lumi, dar mai ales pentru ale celor credincioși. Cât har, cât îi nevoie. Vreau să subliniez harul lui Dumnezeu de după botez, pentru că am impresia uneori, și spuneam și duminica trecută lucrul acesta, ni se pare că harul lui Dumnezeu ar fi prea mare, prea bombastic și ne simțim datori noi să-l limităm puțin. Și de foarte multe ori aud predici în care Dumnezeu e atât de bun și plin de har până te botezi. Dar după botez, bota. Frate, păcatul se plătește. Dumnezeu pedepsește, Dumnezeu e aspru, adică Dumnezeu are har. Orice ar fi făcut omul ăsta, Dumnezeu are har pentru om până la botez. Dar după botez, harul e așa cu porția, dacă se mai dă, că ești pocăit. Haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură, fraților. Oare este har și după botez? Eu vă întreb, pe cine ați iubi mai mult? Un copil vitreg pe care îl luați de la casa de copii sau pe un copil al dumneavoastră? Frații mei, cum să iubească Dumnezeu mai mult oamenii de afară decât pe copiii Lui? Păi oricât aș vrea eu, dacă l-aș înfia, nu? Să zicem, în prima zi vine un străin, încerc să-l iubesc, dar îl iubesc mai mult ca pe copilul născut în casa mea și pe care l-am crescut și care îmi poartă numele? De ce oare prezentăm un Dumnezeu bun cu păcătoșii de afară? Vino așa cum ești, nu contează. Dar un Dumnezeu care bate cu bota și nu se știe dacă iartă pe copiii Lui. Ascultați ce spune Biblia tot în Roman, capitolul 5, despre Harul lui Dumnezeu pentru cei care sunt în biserică. Roman, capitolul 5, 9 și 10. Hai să începem de la versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, dar neînfiați, Hristos a murit pentru noi. Ăsta e harul lui Dumnezeu, că ne-a iertat, că nu meritam, când eram păcătoși, Dumnezeu ne-a iubit. Dar ascultați următoarele două versete. Deci, cu atât mai mult, acum. Harul nu se minimalizează după botez, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Versetul 10, aceeași expresie, căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum. Vreau să nu uităm expresia asta, cu mult mai mult acum. Cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui, mărit să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu care are har și ni-l dă și înainte de botez și mai mult ni-l dă după botez. Frații mei, n-aș vrea să limitez harul. Spuneam și duminica trecută, vreau să explic mai mult și am să închei pentru că fanfara mai are o cântare, nu vreau să iau din timpul lor. Știți, ne temem să afirmăm măreția harului. Ne temem ca nu cumva, predicând harul, harul să devină o licență sau o autorizație pentru păcat. Frate, nu cumva să predici un Dumnezeu bun care iartă, că s-ar putea ca oamenii să abuzeze de har. Și spuneam și duminica trecută, aici în Roman 5, unde Pavel vorbește despre har, tot el spune în primul verset din Roman 6, în legătură cu acest verset unde spune că harul se înmulțește și mai mult, imediat acolo tot Pavel spune să păcătuim mai mult ca să se înmulțească harul. Și răspunsul Bibliei e clar, nici de cum. Nici de cum. Nimeni n-a vorbit despre har și despre dragoste ca și Ioan Botezătorul și vorbește acolo despre iertare atât de frumos în întâia sa epistola lui Ioan, unde spune să ne mărturisim păcatele, să spunem că suntem păcătoși și tot el spune în primul verset din Ioan capitolul 2, pentru că Biblia n-a avut capitole în original. Versetul următor, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Noi nu predicăm harul ca să păcătuiți, ci predicăm harul ca să nu păcătuiți. Dar dacă totul, spune Ioan, cineva a păcătuit, e important să știi că există un mijlocitor și la Tatăl tău există har. Și când tăiem partea asta, nu mai este Evanghelie. Fraților, harul ne-a fost dat ca să nu păcătuim. Dar dacă totuși am păcătuit, pentru copiii Lui din adunare, Dumnezeu are mai mult har. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Când mergeam la facultate, la Timișoara, mama avea un obicei să-mi dea niște bani. În fiecare lună primeam o sumă de bani pe care nu aveam voie să o cheltuiesc. Și îmi spunea, vezi, ăștia pentru cheltuială și îți dau în plus niște bani în caz că o să ai nevoie. În caz de boală, în caz de accident, în caz că apare o cheltuială dar banii ăștia să nu-i folosești. Și în fiecare vineri mi se cerea socoteala pentru banii care nu trebuia să-i cheltuiesc. Și întotdeauna trebuia să-i predau înapoi, ca să-mi dea luni din nou. Era un credit pe care îl aveam în caz de nevoie, dar mi se spunea, ai grijă să nu te folosești de banii ăștia, decât dacă apare un necaz, o problemă și ești într-un impas și îți trebuie bani. Dar ăștia nu-s pentru cheltuială. Frații mei, așa e și harul lui Dumnezeu. Domnul dorește să trăim sfințenia. Și să nu avem nevoie toată ziua de iertare și de pocăință. Dumnezeu ar vrea să fim perfecți, dar dacă totuși greșim, avem acolo un card al lui Dumnezeu în care ni se oferă harul lui Dumnezeu, harul iertării. Ce bun e Dumnezeu! Și dacă Dumnezeu, mama mea îmi dădea 20 de lei, cam atât era, 20 de lei în plus, atunci așa era. Dumnezeu a spus că are nemărginită bogăție a harului său pentru noi. Închei, dragii mei, cu un singur verset. Fratele Marius pomenea câteva haruri și vreau să mai pomenesc un har în încheiere, ca să vedeți cât de bogat e Dumnezeu în har. Există în Sfânta Scriptură un har pe care încă noi nu-l cunoaștem. Un har pe care nimeni nu l-a cunoscut până acum, dar pe care îl așteptăm și vreau să-l pomenesc în încheiere. Spuneam multe haruri, harul iertării, harul vindecării, harurile binecuvântărilor pământești, oricât de multe ar fi ele. Dumnezeu binecuvintează cu sănătate, cu protecție, ne poartă de grijă, multe lucruri pe care Dumnezeu ni le dă prin har. Dar mai este un har și cu ăsta închei, pe care noi nu l-am cunoscut încă. Interesant, nemărginita bogăție, și totuși mai este un har pe care nimeni nu-l va cunoaște niciodată decât în ziua lui Dumnezeu. Spune Petru în 1 Petru, capitolul 1, cu 13, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea. În ce? În harul care vă va fi arătat, adus la arătarea lui Iisus Hristos. Pe lângă nemărginita comoră a harului descoperit pe pământ, Biblia spune că ne așteaptă un har pe care îl vom cunoaște atunci când se va arăta Iisus Hristos. Vă întreb, e bogat Dumnezeu? Har după har, bogăție de har, și va mai fi încă un har. Când? La arătarea lui Iisus Hristos, în ziua veșniciei. Un har pe care îl aștept, îl doresc și zic Maranata. Îl doresc, vino Doamne Iisuse. Închei cu o strofă din poezia lui Ioanid, Acuzatorul, care spune așa de frumos în ultima strofă: și cum priveam la marea ce se zbătea adâncă și ultima fărâmă pierea ca un suspin, am că nu pricepem încă amețitoarea slavă a harului divin. Nu pricepem, dar ne uităm cu bucurie și încercăm să înțelegem cât putem cât de mare este harul și cât de mare este Dumnezeul oricărui har. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Fanfara încântă și vom încheia.